Da, am fost copil bogat, dar neagior și m-a trădat. M-a lăsat în stradă să dorm ca o cârpă. Dar cine e inima mea? Paletoho e viața mea. 10 lei dacă tu îmi dai, îi mulțesc, fac parai. Și acum schimbam ritmul. Da badap, stai iri, bădă și mie 10 lei. Da badap, stai iri, bădă că nu tu ca ce ei. Da badap, stai iri, bă, haide vino mai încă. Da badap, stai iri, bădă să mănânc și eu ceva. Dați-și pe 10 lei, trei var copii și familia cât te mără rău de tot. Mersi mult de tot. Da badap, stai iri, bădă și mie 10 lei. Da badap, stai iri, bădă că nu tu ca ce ei. E cu blestem să mă rămân. Ia, prea că-ți dau și niște bani. Da, bă, da, stai inima, haide, vină mai încoa. Da, bă, da, stai inima, dă bani să mănânc ceva. S-a dat dedicație. De la mine pentru tine. De la el pentru mine. Fără rumor, până atunci. Adriano, dedicație. Să vă dea Dumnezeu sănătate și măicuța Domnului. Dar cine e viața mea? Ia bre, 280 de lei. Mamă! 280 de lei pentru domnul Ionuț. Pentru Ionuț? Să-i dea Dumnezeu sănătate! Cu cea mai frumoasă supra din oraș. Cu cea mai frumoasă supra din oraș? Raș. Așa. Ia! Da. Ai ran că tutan că tam că tam la dam la gadam la dam tam tam dam dam. Avalica mai lenica. Au. Ionuț are pula mică. Ta zic de gata 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 gata. Nu merge, șefule? Nu. Dar cum e? E medie, e peste medie. Bagă ceva de George. Da, George, da, George? Da. Păi i-am spus mai devreme că am fost copil bogat. Da, nea George m-a trădat. El m-a lăsat în stradă să dorm ca o cărpă. Și după am schimbat ritmul. Da, bă, da, stai, heriba, dă și mie 10 lei. Da, bă, da, stai, heriba, dacă nu tu cancer ei. E șmecher să mă rog, e pe moment acum făcută. Și ceva de Paul, te rog, de Paul. Paul, luar ar foc, Paul, să stai lângă praful de el. Ce faceți aici? Paul, o să mă rog. Ce faci, copile? Bă, lasă-l mă pace. Să trăiți, să trăiți, unde? Să trăiești. Facem și eu o cântare mică pe aici, am deranjat, mă scuzați. Știi cumva cu e dacea aceea gri? Nu știu, cu alu cine e. Uite alu băiatul ăsta cu părul verde. A plecat și fiul, mersi mult de tot, trăiască copiii și familie. Uite alu ăsta cu hanorac. Ba nu. Cu hanorac a venit aici. Nu e a mea. Să mă arma, mamă, ia miliția, mă! Fugi, Mihăiță! Cheliușule! Dă și mie un leu! Un leu vrei? Da. Ce ești la bancă acolo, că mi-a dat ăștia o grămadă bani să moară? Dă și mie! N-am! Aoleu! Mamă! Mamă, câți bani am făcut așa? Am uitat, mă, că pe vremuri așa mai găsi ceva și de mâncare? E gol, mă, cazanul ăsta. Ia! Aoleu! Aoleu, am ajuns să mănânc din cazane, să poară mama din gunoaie! Măcar am făcut rost de bani, se dau la ăla. Aoleu! Așa. Da, bă, da, stai ei, bă, dă și mie 10 lei! Da, bă, da, stai ei, bă, dă că nu tu ca cel ei! Da, bă, da, stai ei, bă, de vino mai încoa! Da, bă, da, stai ei, bă, dă să mănânc ceva ceva! Că mor de foame! Nea Gheorghiță! Ce facem ăsta?
Alo. Ce faci, bre? Dormi la muncă, bre? Aoleo, tot la muncă, băi, copii. Ce? Să trăiți, bre, să trăiți. Bre, ai fața odihnită. Mhm. Mamă! Vino, bre, cu aceea că canapeaua e... E... are arcurile stricate. Ce faci, bre? Stai un pic așa, întins. Mi-ai terminat, bre, și mie aia. Banii ai adus? Am adus bani, am 1000 și ceva. Dar nu ți dau pe toți ca să iau și o marfă, să vând și eu, bre. Ce marfă? Niște pizza, niște dalea, să fac și eu un bani. Am înțeles. A trebuit să vopsim mașina, să știi. Aul! Da. Și cât costă, bre? Dar din păcate să știi că n-am găsit piese pentru ea. Cum adică? Păi asta de afară, mai avem nevoie de încă jumate. Asta de afară e a mea? Vinem cu aici. Nu e, bre, asta nu e mașina mea. Asta e, păi da... Mai avem nevoie doar de partea din spate. Bre, nu e mașina asta. Eu ți-am adus mașina care seamănă pe avion, bre, asta e mașina mai pe jumătate. Bine, hai că am glumit. Am făcut mașina, da? Da? Dar, da. Dar, asta, cum se zice, n-am mai avut din asta vopsea pentru ea, că a trebuit să vopsim mai multă parte din ea și n-am mai aveam. Așa. Mai am încercat cu maro din ăla de care era aia, dar nu mai era maro. Așa. Și am vopsit-o în altă, am vopsit-o verde aprinsă, așa. Aolo, bre. Păi nu-mi place verde, că s-o zică lumea că lucrez la gunoi. A. Aolo. Mă duc să cumpăr eu niște vopsea și dăm cu pensula repede, bre. Aolo. Mai mințiți-o, oară, mama. Aoleu! Atâta s-a putut. Ce să se poată, bre, că zici că e scoasă din basme? Da. E frumoasă, rău. Am găsit alt geam pentru din ăsta, dar e mai era scump, să știi, nu l-am luat, că am zis că nu știu dacă... Păi îți dau eu mai mulți bani, bre. Dar geamul ăsta ce are, că nu e spart? Păi nu, dar era urmă, nu se potrivește cu asta, cu culoarea asta. Te am înțeleg? Schimbăm, dar n-am, trebuia să... Nu știam dacă mamă, ce frumoasă e! E, vin, bre, ce-ai zis că vin cu bani, ce dracului! Am cântat la banca acolo, mi-a dat lumea bani. Au, pe acolo n-ai voie să cânti. A venit poliția, dar am plecat. A, vezi. Uite, bre, aici și-a. Ia uite, bre. A, bun. Și pentru vopsea asta, să știi că... A. E bine. Și acoperișul ăla, când o veni, e scump rău de tot. Nu știu, era 250 acum, poate scot mai ieftin, dar acum n-am. Aha. Păi când o veni să-mi zici, bre, ca să vii să-l schimbi. Da. Ah. Mulțumesc mult de tot. Nici o problemă. Mă moare motor așa de la bujia aia, bre. Mă, dacă vrei, eu îți testez acum. Ia. Yeah. Mamă, cum e culoarea asta? Amolo. Gata, bre, cu omori! Bre! Nu, că am testat înainte, merge... Omori, bine. Bre! Nu se omoară nimica, că merge bine, n-auzi? Mamă! Iară... Moare motorul, bre, iar mi-e reparat-o? Nu, merge, gata. Aha. Merge. Ia uite, acum stă bine la relanti. E ce trebuie, bă, mersi bună tot. Da, la banchetă n-ai găsit să repar și mie ruptura aia? Nu, la tapiserin din asta nu mă pricep. Trebuie să chem pe cineva care se ocupă de scaune de mașini. Mhm. Poate găsești și tăpiele, dacă îți place pielea.
Dă piele în mupră, aș vrea, pentru că ăsta e așa că respiră pielea până el. Mhm, Și mai ales că o să vină și frigul ăla urât. Și pielea așa e rece, e rău de tot. Cam asta e. Bine, bre, să-mi zici și mie când vine geamul ăla nou, la bre? Da, 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 pe te sun sau cum facem? Păi mă suni. Bine. Că numărul meu ăla-i. Bine, hai că te sun, hai. Hai că mă duc aici, că aveam și eu niște treabă până acum. Sigur, sigur, mulțumesc mult de tot. Te las la treaba ta acolo. Ar mama să bagă la somn din nou, adevărat. Mamă, cum merge acum, uite, băi! Bă, ăsta i-a schimbat și la urme ceva? Aolo, nu i-a schimbat! Băi, băiatul i-a schimbat roțile! I-a lăsat o roșie de-alea așa, șmechere! Doar că i-a băgat de alea mai noi! Eu cu tot eu... Bre, ce mașină asta, bre? E avion, să moară, mamă, dar nu mai are aripi! Bre, sunt așa. E căzută din cer. Te familia, bă, tip. Cu cer și tot. Mă duc în oraș și acum. În partea aia. Mai de cerșeală e ăștia să moară. Mă duc în partea cealaltă. Să cumpăr pizza din aia și uite, o bag în spate acolo. Și vreți să fac și eu niște bani, mai am nevoie de bani. Ca să... Să-i dau lunea Gheorghiță ăsta. Să-i dau lunea Gheorghiță bănetul. Și el așa. Să, cum să zice, să-mi schimbe geamul ăla și albastru. Păi mie îmi place albastru, nu e problemă. Doar că dacă el zice ceva, eu am încredere totală în el. Și cred că mi-a căzut numărul să mă arăt, mamă. Aolo. Am crezut că e poliția. Bă, nene, unde mi-e numărul? Aoleu! Am auzit că a căzut pe acolo ceva. S-a auzit o tablă căzând ceva. Nu mai găsesc eu. Să moară. Unde dracu mi-e numărul? Că dacă umblu așa mă bagă dracu la pușcăie. Stai, mă, Mihaiță! Să trăiești, eu! Am văzut un număr pe aici că mi-a căzut numărul de la mașină. Numărul? Stai așa să mă uit. Ai pățit ceva sau doar numărul? Numărul! Stai așa, viața mea, că te ajut eu, stai să mă uit. Câte locuri ai mâna asta? Ce? Câte locuri ai? E de un loc, șefule. Avolo. O vinzi? Novă. Aaa, ce chitară jubecheră. Știu că peina, prostule. Hai, te pup, pa! Hai, te pup. Dacă n-am găsit numărul. Te pup un funduleț. Hai, că am înțeles, bulagilor! Ce retardați ăștia? Că mă pupă în funduleț, că din alea. Aolo. Da, s-a ajuns pe dreapta. Aolo, ăla-i clov, nu se moară, mama! Hai după clov să vedem ce face. Era mașina la clov, nu nebun. Dar l-o prinde sau nu? Mă, nene, ce face ăla? Ce mai fi făcut, mă, nene, clorul ăla, mă? Mă, dar ce l-a lângat, așa, în viteză? Mamă, ce mai faci eu fără numărul ăla?
Sau poate mi s-a părut mie că am auzit că e căzut. Și poate e la Nea Gheorghiță acolo, au dat să vin până după ce a vopsit-o. Mai degrabă, mă. Că altfel îl vedeam pe stradă dracului. Păi ce era? Deci nu mai știu. Nu e pe aici mai în față, mă. A dragul clov nebun! Mamă, trebuie să-mi iau și benzină. Că a rămas fără benzină, mașinuța asta mică. Bă, dar mi-a făcut-o frumoasă la mălere. S-a închis, n-a mai avut el maro. Dar știa că-mi place mie portocaliu așa. Și are dreptate, nu-mi prea să potrivește portocaliu și cu alb din ăsta și cu albastru de la șe. Cu toate că e frumos și albastru ăla. Doar că parcă. Așa. Au te depășire, să moară mă fiat venerul. Medici de gardă. Ia să băgăși nu-i benzină și că aici e benzină din aia ieftină. Cu parchez așa ușor aici și aia. Să trăi, șefule! Nu mă aud de ăla. 50 de lei bidonul. Nu prea mai e atât de ieftină. Dar merge, ce să faci dacă n-ai? Și băgăm aici și benzină, fulenul, sau nu neapărat fulenul, dar să intre acolo, să ne mai plimbăm și noi să facem și noi un ban. Ușor, ușor facă banii, mă, nu e problemă. Bă, dar cum străluce mașina mea. Și parcă-mi place mai mult asta decât ailaltă. Decât cealaltă. E strălucitoare așa. Ia uite și pe ăsta cu Lamborghini, Ferrari din ăla. Da, mă, să-ți iau familia în pulă, mă. Man. Bă, nu mă interesează cu aia. Mie îmi dai bani. Da, am bani. Aha. Ok. Da, nu, șefă. Te ajut? Cu ceva? Vorbesc eu cu ăla la mine, nici eu la telefon? Nu. Să dai banii futuți fanina, mătică, dacă nu fac filme porno cu tine! L-ai auzit? Fac filme porno cu tine, bulangiule! L-ai auzit? Așa? Te pun capră! Așa, într-o oră să ne vedem bine. Ule, morții-mor! Mersi mult, băi, mersi! Cu plăcere, dacă nu-ți dă banii, înseamnă că nu i-a fost frică, asta e. Da, bine, da. Stai să te răsplătesc dacă tu mă ești. Da, și tu 10 lei? Am, să mor eu, nu-ți dau eu. Vrei ceva de mâncare, ceva? 10 lei atâta, bossule. Bine, hai. Poftim. Știu cum e să fii sărac. Mulțumesc și... mult de tot. Da. Să-ți dea Dumnezeu să nu. A? Ce faci cu chitara asta? Adică? Zic, vrei să cânti la ea? Am cântat mai devreme. A. Te-am pupat. Te pupă. A. Cred că mi se vede chitara în continuare, cu toate că eu nu o mai am. Fă-tu-s căruță. Mai am chitara în mână, bre, așa, mai vezi tu acolo?
Ce-a făcut? Chitară mai e? Da, cred că am eu ceva la ochelare, am făcut ceva azi noapte. Bine, te pup, bă! Te pup. Nu știu care-i treaba. Să-i dea banii când fac filme porno cu el! Ole, uite-l pe ăsta, micu! Bună seara, ce s-a întâmplat cu domnul? Nu știu, domne, e leșinat aici. Știți mă care s-a întâmplat? Stai, colegă, îi fac eu o injecție cu glucoză. Rog eu să-i face ceva. Nu știți din ce motiv. Mama, leșinat? Da. Să nu te uiți copile că face ce o injecție. Aolo! Tu te voi, micuturile, de aici, nu ai voie să vezi. Da, ba, da, stai, riba! Bine? Nu e timpul. Aolo, domne, când eram leșinat, a venit lăutare să-mi cânte. E numărul unul ăsta, micu, voi știe de toate. Ia, auzi ce balansare, ia cânta. Da, ba, da, stai, riba, dă și mie 10 lei. Da, ba, da, stai, riba, dă cărul tu, că ce lei. De asta a venit, mă, la muncă, mă, la muncă, pune-o-s-o la muncă. Nu la cerșii, tu te aici pizzeria, pe-ai mașinuță, te-am văzut acolo, ai venit cu mașinuță, ce e asta? Ești mult rău, domnul medic, să-ți dea Dumnezeu sănătate. Și ție, da, mea, te-ai ridicat de-l mă, ați futu-ți morții, mă, ți-l ori cu. Băi, ce, băi, piticule? Băi, ce te-a supărat, măi, prietene? Aveți nevoie de îngrijiri medicale? Am nevoie de îngrijiri medicale, că mi-e călbat pe ăla. Băga-mea și pula în el să bag. Unde ești, mă, unde ești, mă, că te omor? Dați-i și mie, vă rog, 10 pizza! 5 margherita și 5-4 stagioni! De în față, nu bagi niciun copil. Da. Hai, e de așteptat. Hai că stau aici să rămână. Vă rog frumos, vă îndepărtați de copil. Am luat și eu 3 margherita și 5. Am luat și o scutăru, doamne, am luat și o scutăru. Da. Da, bă, fraților! Cam atât a fost cu... experiența de astăzi. Vă mulțumește fratele vostru Mihăiță. Nu uitați să vă abonați și voi. Statisticile spun că... 89%, nu, 60%, nu, 420%, nu merge nici așa, las că rămâne cu, deci rămâne la 69%, 69% dintre voi nu v-ați abonat, așa că dați click și abonați-vă la Mihăiță, adică la Epic Shorty care îl face pe Mihăiță, pentru că da, mă înțelegi, și mâine, păi mâine mă duc să mă spăl și eu, că mi-a rămas vopsea de-asta pe mine, și Halloween-ul ăla s-a dus. Vă mulțumesc, Mihăițar vostru, nu uitați să dați like și să vă abonați, 69% nu sunt abonați. Și dați clip pe clopoțel, vă pup, Mihăiță, vă pup, Mihăiță, și vă iubesc mult, bă, pa!